mic, cu mare, cu soare și cu voie bună s-a strâns lumea la Cluj-Napoca în fața statuii lui Matei Corvin pentru a participa la Marșul pentru Viață organizat de Clinica Provita și partenerii săi. După 16 ani de luptă, participarea la evenimentul care are loc anual de câțiva ani a devenit numeroasă, iar în acest an marșul a fost o încununare a unei serii de evenimente, o încununare fericită la care vă invităm să ne însoțiți. După cuvântul de bun venit din partea organizatorilor, s-au perindat invitați de seamă care au dorit să felicite și să însuflețească mulțimea înainte ca aceasta să pornească pe traseul stabilit. Dacă anul trecut am fi fost anunțați că s-a produs un război civil care a ucis 103.000 de oameni, cu siguranță asta era o pagină sângeroasă în istoria României. Din păcate s-a întâmplat. A fost un război civil. Românii au distrus 103.000 de români. Și cu toate astea, stăm astăzi liniștiți și nu se spune prea multe lucruri despre această dramă. E o dramă extraordinară pe care ar trebui să o conștientizăm cu toții și să nu ne ascundem și să nu ne ferim în a spune că avortul nu e o soluție. Aș vrea să mai spun că oamenii sunt întotdeauna resursă. Dacă ne uităm la copii ca la o gură care mai mănâncă, ca la un consumator care mai folosește o resursă, am greșit. Oamenii sunt resurse și cu siguranță românii sunt resurse. Toți, fiecare dintre dumneavoastră, sunteți o resursă extraordinară. Ar trebui să avem această paradigmă în mintea noastră atunci când gândim despre copii. Și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici gândiți în felul ăsta și vă mulțumesc din toată inima. Astăzi ați făcut un lucru extraordinar, ați venit aici să spunem, să comunicăm acestei națiuni că există alte opțiuni și că avortul nu e o opțiune. Ăsta e mesajul pe care am vrut să vi-l transmit. Și am vrut să vă spun fiecare dintre noastre că sunteți prețioși, dar dacă mâine ne ducem acasă, moartea ne va bate din nou la ușă. Și atunci, dacă ești prietenul femeii care urmează să avorteze, spune cât poți mai frumos că avortul nu e o variantă, ci că viața e întotdeauna variantă. Dacă ești pastorul unei biserici sau ești preotul unei biserici, ar trebui să ții un discurs, o predică, să le spui oamenilor că viața îi mai prețioasă ca moartea, să organizezi o rugăciune specială pentru cei mai vulnerabili în societate. Să știți că nu handicapați sunt cei mai vulnerabili în România. 35% din nenăscuți sfârșesc într-o pungă de plastic și asta e o dramă. Să facem o rugăciune pentru ei și să cerem celor de lângă noi să poată fi o voce care să spune lucrurile așa. Dacă ești un europarlamentar care vrei să schimbi legile și să te duci acolo și să te bați cu monstrul ăsta al ateismului și al secularizării, atunci să știi că suntem alăturea și că îți urăm drum bun și mai ales că te susținem. Dacă ești un profesor care predai biologie, rezervă-ți timp să vorbești despre avort în termenii în care el înseamnă lucrul acesta. Avortul e o dramă, avortul e ceea ce ne distruge națiunea, e cel care ne umilește, e cel care ne îmbătrânește, e cel care ne privează de toate înțelepciunile și de toate valorile pe care națiunea asta le-a aruncat într-o pungă de plastic. Haideți să fim o voce și mâine și poimâine și în fiecare zi, haideți să nu tăcem până când vocea asta se va auzi și până când națiunea asta va înțelege că toți împreună, cu mic cu mare, cu născut sau nenăscut,
sunt o forță care are un cuvânt de spus în Europa și în lumea asta. Mulțumesc! Preasfânta Trăime este făcătoare de viață. Dumnezeu dă viața și numai El are dreptul ca să o ia. Atunci de la sine înțeles că noi, cei ce credem în Dumnezeu, credem în Sfânta Trăime, suntem pentru viață și împotriva uciderii. Acum, dacă suntem și pragmatici, observăm cum ne împuținăm, îmbătrânim și populația țării noastre scade. Și atunci o apoftegmă, o maximă pe care o rostim mereu și care am vrea să prindă în sufletele celor tineri este următoarea. Orice familie tânără să aibă măcar 3 copii. Unul pentru tata, unul pentru mama și celălalt pentru biserică și țară. Și atunci, prognoza aceea sumbră că peste câțiva ani vom fi numai 15 milioane de oameni în România, nu se va mai împlini. Suntem aici pentru că, în primul rând, suntem creștini. Și Mântuitorul ne-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. El este calea în adevăr spre viață. Ca și creștini ne-am născut nu spre moarte, ci spre viață. Și prin credința noastră creștină suntem chemați să știm că viața noastră are un sens. Și sensul vieții noastre este viața veșnică. De aceea, prin marșul de astăzi, fără a spune prea multe cuvinte, dorim să arătăm lumii că suntem pentru viață, suntem pentru viața veșnică, suntem pentru viața tuturor acelora care n-au cuvânt în fața deciziei altora pentru moartea lor, suntem pentru viață de la începutul ei prin concepția naturală până la sfârșitul ei pe cale naturală. Să dea Domnul ca, așa cum suntem aici, sub razele frumoase ale soarelui de primăvară, să ne întâlnim cu toții în primăvara eternă a vieții veșnice, de-a dreapta gloriei cerești a Tatălui, a Fiului și a Spiritului Sfânt. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos! În urmă cu vreo 19 ani, într-o cameră un pic mai mică și mai tunecoasă, mă aflam și medicii au observat pe ecograf că în vecinătatea mea se afla un fibrom. I-au spus mamei mele că are 2 opțiuni. Sau că se pot întâmpla 2 lucruri. În cel mai bun caz, voi muri doar eu și în cel mai rău caz, va muri și ea împreună cu mine. Nu s-a întâmplat așa. La următorul ecograf, când sarcina avea 3 luni, dacă eu, în urma multe rugăciuni, fibromul era dispărut de tot. Și iată, mă viu înaintea dumneavoastră, putând să mă bucur de cer, de voi, de flori, pentru că cineva a fost gata să-și dea viața pentru un străin la momentul respectiv. Însă, deși pe atunci un străin pentru ai mei, în ADN-ul meu era tot ce aveam să devin și potențialul meu era cu totul acolo. E nevoie de un pic de credință, dar mulțumesc mamei mele că a avut-o. Și ca și mine, acum 19 ani, o mulțime de embrioni care sunt astăzi în uterele mamelor lor, au un strigăt mut care ar suna ceva de genul: hei, am tot potențialul în mine. Totul e scris în codul meu genetic. Nu ești curios de cine sunt și ce am să ajung? Dați-mi o șansă! Încheierea aș dori să citesc un citat extraordinar din Blaise Pascal, care pe lângă matematician a fost și un ateu convertit la creștinism. Ce motiv au să spună că nimeni nu poate învia? Ce e mai greu, să te naști sau să învii? Ceea ce n-a fost niciodată să fie, sau ceea ce a fost să mai fie. E mai greu să vii în ființă decât să revii în ființă. Obișnuința ne face să o simțim pe una cu ușurință, iar pe cealaltă imposibilă. Vulgar mod de a gândi. Oameni buni, nașterea o minune,
Învierea e posibilă și Hristos e viu. Veniți la Marșul pentru Viață. Credința în Dumnezeu. Cum și se aplică? Păi așa ne-am născut. Așa au fost părinții noștri. Copiii, toți care ți-i dă Dumnezeu. Distracție. Ce părere aveți despre femeile care, dintr-un motiv sau altul, fac avort? Cau locul săpat jos. Este o cruce care o porți toată viața în suflet, până mori. E o greutate teribilă. Dar când ești tânăr, nu realizezi. Nu realizezi în totalitate că o realizezi. Există speranță? Păi fără speranță am putea trăi. Cei tineri ar trebui conștientizați. Că... Dumneavoastră, dar din acest motiv sunteți aici? De dragoste pentru această acțiune și că trebuie să facem ceva, să înțeleagă tinerii care n-au primit nicio educație în sensul ăsta. Generații întregi, 45 de ani, nu s-a primit niciun fel de educație religioasă. Noastră unde ați primit-o? Din familie. Ce biserică? Greco-catolică. Ați aflat de marș? Am aflat la biserică, s-a făcut un anunț la trinirea de tineret, de la noi, de la biserică, Biserica Baptistă numărul 1. Și cum de-ați venit? Am fost și acum 2 ani, am fost mult mai mulți oameni atunci, părerea mea, de câte am văzut eu, dar am venit pentru că am în grupă, în grupa mea de studiu, am o prietenă care e asistentă medicală și mi-a zis că asistă la 16 avorturi în Cluj pe zi și că ea asistă la avorturi și se pare o experiență foarte traumatizantă și mi se pare că foarte multă lume ar trebui să știe mai multe despre asta. Ce te-a impresionat la marș, la acțiunea de astăzi? M-a impresionat faptul că au venit mai mulți oameni din diferite grupuri, diferite religii și că ne-am unit toți pentru aceeași cauză. Ce v-a motivat? Cine ne răspunde? De ce ai venit astăzi? Pe mine, mie mi-a zis mama să vin. Și ce se întâmplă aici? Ce vor oamenii? Ce vor oamenii de la marșul ăsta? Vor ca mamele să nu mai facă avort. Ce e aia avort? Să îți omor copilul. Înainte să se nască. Să-ți omor copilul înainte să se nască. Ce v-a plăcut cel mai mult la marșul ăsta astăzi? Ce v-a impresionat? Diversitatea. Faptul că sunt oameni din toate categoriile sociale, de toate vârstele și mai ales că sunt foarte mulți tineri. Noi suntem cei care sperăm că nu vom mai face în continuare ceea ce astăzi se întâmplă. Ce părere aveți despre cele care fac sau au făcut avort? Nu cred că trebuie să le judecăm, ci data următoare să fie cineva alături de ele ca să știe pe cine pot să aibă alături. Deci, în niciun caz să le judecăm, pentru că asta nu le ajută. Mulțumim frumos! Cum ai aflat de acțiunea de astăzi? Împreună cu un grup de câteva persoane, 10 persoane, facem voluntariat, împărțim în timpul săptămânii materiale cu privire la avort. Astea cum ai în mână acum? Exact. Chiar aici, vis-a-vis, la Stanca, pentru persoane care urmează să facă avort. Și din acest grup, împreună cu Iulia și Dan Călinescu, de la ei am și aflat, am contribuit la organizarea acestui marș. Ce te-a impresionat astăzi la marș? Ce ți s-a părut încurajator? Numărul mare de oameni care participă și care sunt pro-life. Și din tot ce ai auzit, spunându-se... Cred că cel mai mare efect are ecumenismul, și anume, indiferent de religie, biserică, oamenii răspund pozitiv la mesajul pro-life. Cât de mare crezi că e efectul marșului ăstuia? Păi nu cred că se poate estima, dar eu zic că e o voce. E într-adevăr o voce, cel puțin începând în orașul nostru și mai apoi în țară, organizându-se în diferite orașe ale țării. Nu se poate ști până unde ajung ecourile vocii astea, dar important e... Da, eu cred că ajung departe. Pe ce te bazezi? Pe efectul care l-are în primul rând asupra mea. Pentru prima dată particip la un marș de genul ăsta și totuși are un efect
Spuneți-ne, cum ați adus atâția copii la Marșul pentru Viață? Noi am adus copiii din comunitățile în care lucrăm cu asociația noastră până în prezent. Ce asociație aveți? Asociația Ortodoxă Social Misionar Culturală pentru Romi, Sfântul Moise Arapu. Până în prezent, noi ne implicăm destul de mult, consistent într-una din comunitățile de rom de la Turda, comunitatea în care a fost păstorită, să zic așa, de înalt preasfințitul Andrei în tinerețea dumnealui, în tinerețea sfinției sale ca preot și în comunitatea de la Patarât, în Cluj-Napoca. În Cluj-Napoca, da. Cum de ați hotărât și să veniți și la Marșul pentru Viață la Cluj-Napoca? Păi, e de multe ori așa, dacă privim din perspectiva cetățeanului român, a românilor, considerăm că etnia romă e un pericol pentru România, să zic așa. Toată lumea are frica aceasta că se vor mulți țiganii, romii și... Dar pot să vă zic, acest lucru l-am presupus, dar și prin constatările din teren, cercetări nu prea există în acest domeniu, dar avorturi fac și romii, femeile rome. Într-adevăr, subgrupurile tradiționale există un respect mai aparte pentru copii și, într-adevăr, e vorba și de o educație, până la urmă, dar cert e că trebuie să învățăm, probabil, de la etnia romilor, că țin la copiilor într-un mod mai aparte, adică nu, probabil... Se fac avorturi. Deci nu prea se fac avorturi, dar totuși se întâmplă mai ales la familiile asimilate, integrat, cu siguranță și în acest sens ne-am alăturat și noi Marșului pentru Viață, pentru că susținem viața, pentru că avortul este o crimă și atunci cred că avem nevoie, în primul rând, de pocăință și probabil căința noastră pentru neamul nostru, pentru țara noastră e manifestată și prin acest marș, prin ceea ce am făcut noi astăzi. Ce v-a motivat să participați la marș? În primul rând, faptul că viața este unul dintre lucrurile cele mai importante pentru România în general, pentru lume, și faptul că, citind așa diverse statistici, am observat vrând nevrând că rata de avort în România este una foarte, foarte mare, comparativ cu altor țări. Și cum de sunteți grup? Cum de-ați câștigat mai mulți? Da, suntem un grup de la Seminarul Teologic din Ortodox din Cluj-Napoca și la inițiativa Părintelui Duhovnic și a Preasfințitului Vasile și a înalt Preasfințitului Andrei, am venit și noi să susținem acest proiect. Asta e prima voastră participare la o acțiune din asta mai mare? Da, e prima noastră participare și ne bucurăm, nespus. Cum a fost? Cine îmi spune o impresie? Ce v-a impresionat aici? Ce ați aflat nou? Să zicem, numărul de oameni, m-aș putea să fie chiar așa mulți voluntari, dacă putem să-i numim așa, care să participe și vă motivați, parcă chiar doresc o schimbare, ceea ce e un lucru foarte bun. Pe tine te motivează ceva? Păi, faptul că i-ai văzut sau te motiva și dinainte? Păi o motivație există, dar acum mi-am văzut și pe ei, s-a întărit această motivație. Ce ți-a plăcut cel mai mult la ce ai văzut în acțiunea asta? Păi, nu știu, cam totul, nu știu, discursurile celor care au fost, care, și copii, și... Păi a fost un băiat care a vorbit de 18 ani, o poveste foarte cutremurătoare, impresionantă, toate calitățile. Mi-ai spus că e primul tău marș, primul marș pentru viață la care participi. Cum, a cui a fost ideea să vii și să vii așa cu intervenția asta specială? M-au chemat domnul de la Pro Viață. Am dat un interviu, un scurt spot publicitar și după ceea ce am spus acolo, m-au chemat aici să particip activ. Când ai aflat tu povestea vieții tale, a venirii tale pe lume? Mama a repetat-o de o grămadă de ori. La prima dată? Eram mic, nu am prima memorie, cred că, când mi-a zis-o. Și când ai simțit mai tare efectul acestei povești asupra ta și ai văzut poate pe ei tăi într-o altă lumină? Cred că am trecut în noiembrie cel mai mult, când am primit 18 ani, ziua mea e de ziua lui mama. Și m-am gândit foarte mult atunci de ce
m-am gândit mai mult la de ce de m-am ales să împăsteze viața și cine e mama pentru mine. Și atunci mi-am dat seama de faptul că am toate motivele să te mulțumesc că a fost gata sacrificiu. Ți se pare că ai niște părinți mai speciali? Da. Așa mi se pare. Din acest motiv, pentru că au riscat să te aducă pe lume? Din asta și din multe alte motive, am cel mai bun părinț posibil. Am fost binecuvântat cu familia aceasta. Și probabil tu ai fost o binecuvântare pentru ei, că uite, sunt aici alături de tine și astăzi și din prima zi. Da, așa o spun și ei. Mulțumim, Gabriel. Mulți ani fericiți. Doamne, ajută și să luptăm mai departe pentru viață. A fost un succes? Sau un succes mare? Evenimentul de astăzi. Dacă e să luăm, să cuantificăm lucrurile, da, pentru că anul trecut am avut 500 de participanți, anul acesta ne-am așteptat la 1000 de participanți, dar de fapt am avut în jur de 2500 conform spuselor celor de la jandarmerie. Deci dacă e să numărăm, da, a fost un succes. Sunt și alte puncte de vedere pentru succes? Bineînțeles că sunt și alte puncte de vedere, pentru că de multe ori succesul în munca proviață nu se măsoară în cifre, pentru că în proviață unul înseamnă enorm de mult. Și atunci noi ne dorim ca, dincolo de numărul într-adevăr foarte mare de participanți pe care am avut astăzi, să avem un număr foarte mare de oameni, sau chiar și mai mare decât cel de azi, care să ducă mesajul mai departe și care să influențeze pe cei din jurul lor, în așa fel încât cultura proviață pe care ne dorim să o promovăm să chiar devină o cultură. Care ar fi aturile evenimentului de astăzi? În afară de numărul neașteptat de mare. Da, în afară de numărul foarte mare de participanți, cred că faptul că au fost reprezentate aproape toate confesiunile, sau mă rog, confesiunile majoritare din România au fost prezente aici și am primit sprijinul mai multor denominațiuni în organizare, asta a contat foarte tare, pentru că fiecare a venit cu un număr serios de oameni care sprijină evenimentul și s-au regăsit cu toții. Nu a fost un eveniment dominat de o anumită denominațiune sau de alta, ci s-au regăsit cu toții în ceea ce s-a întâmplat azi aici. Ce ți-a plăcut în mod direct cel mai mult? I-am întrebat și pe alții. Cel mai mult cred că mi-a plăcut faptul că am văzut foarte, foarte mulți părinți cu copii și foarte mulți copii în marș, chiar și bebeluși cu cărucioare sau copii mai micuți. Asta, într-adevăr, a dat un farmec evenimentului, pentru că, până la urmă, despre ei e vorba, despre copii. Și planuri de viitor? Ne dorim ca evenimentul Marș pentru Viață pe viitor să fie doar punctul culminant al altor acțiuni publice pe care le vom avea și în direcția asta plănuim ca, sperăm ca în fiecare lună să avem un eveniment pro-viață în public, fie că e vorba de o seară de film, fie că e vorba de expoziție, fie că e vorba de un concert sau de o altă manifestare de genul acesta, ne dorim să fim mai mult prezenți în public.